Shave it. Bună dimineața, bună seara sau apocalipsă, depinde de vreme. Marius e aici și acesta este episodul 3 din Jazz Jackrabbit 2. Dacă vreți să știți de odiabă acest joc foarte, foarte fain, am să vă las un link în descriere. Numai chestia e că eu nu l-am de pe niciun site. Eu l-am găsit, eu doar l-am păciuit de pe site oficial. Atâta doar. Și acum debatem cu acești șobolani cu ochii roșii, că cred că atâta o să o juca Counter de... Faide. În fine. Continuăm acest gameplay. Mama diamantelor. Tatăl smaraldelor. Să mă răstei ca Sandokan. A, da, acesta este nivelul meu favorit. Cum mă ajungeai acolo? Serios, trebuie să fie undeva de ajunge acolo. Nu se poate să nu ajungi acolo. Oricum nu-s preocupat acum să ajung acolo. Preocupat să termin. Nu, hai mă, fii serios. Iarăși, mă, s-a întâmplat în episodul trecut. Mai iarăși am căzut mă unde nu trebuie. Mă, să-mi bag piciorul, mă. Se vede că n-am noroc deloc. Aha. Unii mă, că au căzut pe mine și tă-mă de rup. Crezut cum șobolan are vreo, știu eu, un skill. Mai ales dacă e un șobolan mare. A, da, apropo de șobolan, era într-un an la mine pe stradă. Fai de cap meu câte hoituri de șobolan mort să-mi bag piciorul. Deci atâția șobolani n-am mai văzut pe stradă în viața mea. Deci gândiți-vă, stați așa să vă aduc aminte cam câți ani aveam eu atunci. Câți ani aveam? Cred că vreo 8. Da, vreo 8 aveam. Dar oricum, era culmea, mă. Deci era unul dicta mai, să mă răzești, că era corcit cu hamster. Că nu era negru, șobolanul ăla. Bă, deci era mai storcit ca o plăcintă, mă, să mor eu. Nu știu ce l-o fi călcat, cred că l-o fi călcat un autobuz cu bătrâni sau pana mea. Dar nu cred că și-ar fi dorit cineva plăcintă cu... Plăcintă cu șobolani, vedeți că ceva e caldă. Da, asta nu m-a închina o să auziți. Ce sugăraș, că a mâncat pulpe. Pulpele n-au zahăr. Sau au? Habar n-am. Nu mă mai strădesc să mă duc la warp-uri, că... Da. Și așa nu oferă cine știe ce. Așa, a crezut că mă ratează, să-mi bat piciorul. Hai mă, nu m-aș obolanez la nivelul ăsta, ceva nou. Gen, știu eu... Caracatiță cu bicepși. Sau... Scoicomâță. No, la asta nu mă așteptam. Căcat de balon. Se pare că la nivelul ăsta nu sunt doar șobolani. Mă, deci să mor eu, mă, eu n-am noroc deloc. Deci la nivelul ăsta nu sunt numai șobolani. Sunt și aceste mingi gonflabile pești. Nu sunt sigur că sunt pești. Mai tare mică sunt niște prezervativ gonflat. Aha. Continuăm gameplay. Aoleo, bă! Bă, gaia. Deja ai 4 minute și la 3 nivelul. Normal, terminam
un nivel în... Mă, îți bagi joc de mine, mă, fii atent. Mă! Uite cum pierd... Pierd eu timpul. La crilige. Sau crilicuri. Pui de pieropopier, tăniță. Și acolo nu era... Sau nu? Ba, era. Era un mare nimic. Cum ai... Cum ai bani deja 25 de bani când nici măcar n-am luat niciunul? Abia am luat vreo 5. Uite un glitch. Bun. Luăm morcove. Sexy. Aia nu trebuie diamante. Căzi, mă! Nu v-aș dori să fiți la școală cu mine, profesorul. A, da, și data pentru Harlem Shake rămâne aceeași. Vineri. Vineri am să o scolă editat și cred că o să o termin repede. Azi deja mă apuc de proiect să l-am făcut acolo. Dar numai vineri o să-l filmăm. Și apoi am să-l aplaudez. Plus că 30 de secunde nu cred că stă mult la render. Bun, și am revenit, am avut niște probleme tehnice numite frate. Da, acum să ne continuăm. Da, și aș vrea să vă răspund o întrebare pe care nici măcar n-am spus-o. De ce nu mai au cioara idiotă? E o cioară idiotă, dar de ce? Bun, ce scrie aici? These blocks are speed blocks. Run into them at full speed. A, deci trebuie să dau cu capul de ele, camuflon, nu? Mamă, ce tare! Scuzați-mă, răceală. Înțeleg, mă. Eu urăsc iarna și uite și de ce. Deoarece e sezonul gripei și a răcei. Adică, știți, eu nu-s răcit, dar mai dau semne de răceală. Ciudat, nu? N-are niciun sens. S-s răcit și dau semne de răceală. Sau nu, nu-s răcit, dar dau semne de răceală. Foarte logic, nu? Ei, și pe acel loc nu intri. Mă întrebare, cu ce sunt pluți? Două căcați ăștia. Dureci ăștia, pluți. Mă trebuie cu heli. No, că le-aș fi subțeagul ăștia. Dar chiar scute. Să vedeți cum e senzația de... Să ghițiți un balon cu heli. Nu vreți să știți cum e. Adică nu chiar ca în desenele aia, că sunt două buci așa subțire. Că da, mai mult e că e la așa, e la așa să uiți la așa, e foarte mult decât un pic gâtul, respiri un pic mai greu. A, da, și dacă vreți să faceți chestia asta, nu inhalați prea mult heliu. De ce? Face rău. Este ceva chestie la plăgând care se face dacă e mult heliu. Deci vă rog să... Dacă vreți să încercați asta acasă, să nu exagerați. Atât. Cred că la nivelul ăsta va fi polus. A, da, era robotul ăla. Da, bă, robotul ăla care ieșea piulițe din el. Hei, știți ce asta? Televizorul bunicii. Bun, deci adminul mi-a dat o comandă ca să mă transform în căsălă. Așa, pentru că i-am spart televizorul bunicii. Pare că nu era televizorul bunicii, nu era televizorul bunicii. În fine, după cum vedeți și acum, nu avem destul bani pentru prostie de-aia de warp. Dacă-mi trebuia warp, mă duceam pe Minecraft.
Și acum iarăși suntem Jean-Jacques. Așa bun? Ai, de ochelaristul ăla. Ce slab, ui, bă, ce... Ce robot hiperactiv are, să-mi bat piciorul. Bă, are, pot să-l bat cu arba mai bine. Oh. Ori, pare cu asta ce fac, așa, am înghețat. Și băga băgulă. What the, ui, ce bug a găsit. A găsit, ce bug. Da, 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 să-l dau, da, să-l dau. S-a teleportat, bă. Ei, nu-i corect. Episodul. Băga-mi-aș pula, încă o defecțiune tehnică. Fuck up. Bun, și v-aș ruga să dați like, subscribe, să dați comment, m-ar ajuta foarte, foarte mult, ținând cont că eu încerc aproape zilnic să fac videouri, însă datorită școlii și multor alte cauze, cum ar fi computerul meu slab, nu prea pot să țin pasul cu jocurile astea noi. Bun. Și acesta a fost și sfârșitul acestui episod. Vă urez noroc și pe data viitoare.